Vreau ca să vă spun o chestiune și trebuie reținută. Deci tot ce vedeți mobilierul ăsta e făcut în cadrul întreprinderii de construcții Heliade sau Eliade sau Eliade. Așa. Ce vedeți dumneavoastră aici, barul ăla și ca și masa, n-au folosit niciodată. Ceaușescu și familia Ceaușescu n-au avut în viața lor prieteni, n-au invitat și nu s-au dus la prieteni. Ceea ce s-a întâmplat a fost o excepție de câțiva ani, în primii ani 65-66 și 67, când mai venea soția lui Maurer în vizită la ea. Pare că s-au stricat lucrurile în 1966 și în 67 Maurer și-a dat demisia, da? E, cu ocazia s-a terminat ultimul vizitator. Până în 1968, Ceaușescu obișnuia, deci în cadrul vizitor, la asta mă refer, să aibă dimineața la ora 8:30, 9:10, 9:05, să aibă un vizitator și acela îl punea în temă cu ce era pe politică internă și externă. Era generalul acela care a fugit în țară și îl primea în biroul de sus de la parter. Aici, deci, tot ceea ce este a rămas ca decor. Nimic, ca să zicem, domne, a băut acolo cine? Nici copiii. Pentru că și copiii n-au vrut ca să stea împreună cu părinții. Și atunci când părinții se aflau pe litoral sau la munte și unde erau poate momente de destindere al întregii familii, copiii plecau cu 2-3 zile înainte de a veni părinților în zonă. Deci, dacă în timpul verii, când era, se știa că Ceaușescu și ei discutau la telefon între ei, că urma ca să vină, cu 2 sau 3 zile, gașca formată din Nicu Ceaușescu, ăsta cu așa, Mizil, cu al lui Maurer și cu celălalt pianistul și ce mai este el, cântăreț Voicu, așa, că l-am văzut acum că a intrat de nou, de vreo 2 zile, a intrat de politică de nou la PSD, așa, ei plecau, se duceau, fiecare avea mașină, mai puțin Voicu, dar intra cu ceilalți și plecau. Erau niște, totuși, dacă analizăm prin comparație cu ce, toată gașca asta, că așa se numeau, le plăcea la vârsta care aveau, așa, erau niște copii totuși cu minți, că mai săreau calul cu bancurile și cu toate astea, asta era și rostul, dar ei aveau tot ce le trebuia. Deci ei nu se duceau la restaurant sau la baruri pentru ca să consume, ci se duceau ca să se întâlnească, să țină de bancuri. Asta este ceea ce vreau să vă spun. Că a rămas amintire, dar nimic din tot ceea ce vedeți nu a fost folosit. Mai ales, cred că scaunele de bar de acolo, nici copiii nu le-au folosit.